Aceasta este prima parte a analizei morții lui Constantin Toma, zis Coco. Cazul este cunoscut și sub denumirea de manechinul lui Botă. După cum vedeți, am menționat data nașterii și data la care a fost găsit decedat în casa surorii lui de lângă Ploiești. Victima avea 24 de ani și o înălțime de 1,93 m și o greutate de peste 90 de kg. Aceste date trebuie să le reținem pe tot parcursul analizei, indiferent că facem analiza la ceea ce au declarat martorii și analiza la urmele care au fost găsite pe corpul lui la fața locului. Chiar dacă ancheta este încă în derulare, vreau să menționez că s-a pornit de la premiza suicidului prin spânzurare și asta datorită declarațiilor martorilor. Urmează în prima parte să fac o analiză a erorilor anchetatorilor la fața locului și în partea a doua am permisiunea familiei să arăt unele urme care ridică foarte multe semne de întrebare. Așa cum reiese și de la dosar, moartea lui Coco a fost o moarte suspectă. Aceasta înseamnă că trebuie să se determine dacă a fost accident, suicid sau omor. Accidentul este total exclus în acest caz, deci nu ne rămâne decât să dovedim dacă a fost omor sau suicid. Există o anumită procedură în astfel de cazuri. Investigația se face ca la omor și în paralel se face autopsia psihologică a victimei. Pentru a se da verdictul de suicid, trebuie să se dovedească că victima și criminalul au fost una și aceeași persoană și autopsia psihologică să ilustreze că victima a avut ideația de suicid. Tradus altfel, acest verdict de suicid, atunci când cineva dorește și comite actul de suicid, există concomitent trei dorințe. Dorința de a fi ucis, dorința de a ucide și dorința de a muri în acel fel, în acea zi, la acea oră. Există o anumită procedură de investigație după cercetarea la fața locului. Se separă martorii și se iau declarațiile lor imediat. Din ceea ce am văzut la dosar, declarațiile martorilor din data de 29, când el a fost găsit decedat, au fost luate la câteva ore, mult târziu după amiaza, după cercetarea la fața locului. Nu reiese de nicăieri că martorii au fost separați și că nu și-au influențat declarațiile. O altă procedură este analiza verbală a audio a telefonului dat la 112 și la aceasta voi reveni pe parcurs. Și în același timp se face o anumită analiză a declarațiilor martorilor pentru a se determina dacă persoana martorul respectiv spune adevărul, ascunde adevărul sau omite ceva din declarație. Urmează să dau lista martorilor și voi menționa erorile de la anchetă pe baza declarațiilor martorilor și ceea ce a fost la locul faptei. De asemenea, vreau să menționez că această anchetă trebuie făcută și să ia în considerare cele mai mici detalii, deoarece locul faptei a fost contaminat de martori și această contaminare a distrus foarte multe urme care erau la locul faptei, urme care puteau foarte bine să și mult mai ușor să dovedească dacă a fost suicid sau omor. Sunt trei martori principali la acest caz. Sunt martori cu care Coco a petrecut ceva timp înainte de deces și cei care în același timp l-au găsit și decedat și au tăiat prelungitorul electric cu care se presupune că s-a spânzurat. Fiecare martor are o anumită culoare pe care o voi respecta atunci când voi menționa declarațiile lor pe o axă a timpului. Deci avem iubita, care conform declarației ei a fost într-o relație cu Coco de un an și jumătate, fără ocupație, întreținută de părinți, locuia concomitent și cu el la sora lui acasă și cu părinții ei. Apoi avem cuplul pe care îl voi numi Ion și Maria. Ambii îl cunosc pe Coco de foarte mulți ani, de când era
mic. Ion era prieten cu Coco, dar Maria s-a împrietenit apoi și cu iubita lui Coco pe parcursul relației lui cu iubita. Este necesar să fac unele mențiuni. Coco, Ion și Maria locuiesc în același complex rezidențial. Erau vecini câteva case distanță, deci o distanță foarte mică. Am menționat înainte de una din regulile de analiză a declarațiilor. Această regulă este 20-60-20, după cum vedeți, 20 introducere, 60 cuprinsul, 20 încheierea. Procentajul acesta la o declarație se referă la introducerea 20%, evenimentele care au avut loc înainte de a fi martor la un anumit eveniment, după care 60% se dau foarte multe detalii despre evenimentul în sine și 20% este încheierea ce s-a făcut imediat după ce martorul a fost la fața locului. La declarațiile martorilor, Ion și Marian au dat două declarații, unele mai scurte pe 29 octombrie și a doua declarație au dat-o fiecare pe 5 noiembrie. Semnul de întrebare și faptul că sunt identice mă refer la declarațiile lor din 5 noiembrie. Aș putea spune că sunt trase la indigo. Nu numai ca formulare, cuvintele folosite, timpii folosiți, dar în același timp au avut aceeași ordine a ideilor în declarații, faptul cum au prezentat anumite lucruri, chiar detalii despre tatăl lui Coco. Cercetările au dovedit, și vorbesc de cercetări de ani de zile, că una și două persoane care sunt martore în același timp, la același eveniment, au o anumită percepție a evenimentului în sine, fiecare l-a perceput într-un anumit fel, deci declarațiile lor diferă. În cazul nostru aici avem declarații identice, singura diferență constă în faptul că Ion a menționat unele date despre cum l-a dat jos din ștreang pe Coco și Maria ceea ce a făcut pe timpul cât cei de la fața locului au fost prezenți. Declarația iubitei din 29 octombrie este foarte sumară, are aproximativ o pagină și trei sferturi, dintre care ultimul paragraf mai mult date tehnice, când i s-a luat declarația, în ce dată, la ce oră și așa mai departe. Nici de cum nu urmează regula aceea de 20-60-20 a unui martor care nu are absolut nimic de ascuns, veți vedea asta pe parcurs și din păcate nu știu exact unde este adresa ei de pe buletinul, adresa părinților, ca să pot spune că locuia sau nu în același complex rezidențial. Șirul evenimentelor cu o zi înainte ca Coco să fie găsit decedat. După cum vedeți, am scris ora care apare în fiecare declarație și cui aparține declarația și un mic rezumat la ceea ce este menționat de fiecare în parte. Fără să menționeze o ora anume la care iubita și Coco au fost la niște prieteni, aceasta menționează doar o singură oră, 23:30. Menționează că au fost la niște prieteni la Maria acasă, dar nu menționează cine a mai fost și care a fost starea de spirit a lui Coco, cum s-a simțit, ce a mâncat, ce au făcut, absolut niciun detaliu. Maria menționează doar o oră, ora 18, în care a avut în vizită pe iubita, o altă amică, să o numim ex, și pe Coco. A dat foarte multe detalii despre cum a încercat să facă comandă de pizza la o anumită firmă, care această firmă a refuzat să delivery acasă, deoarece comanda era prea mică, și faptul că Coco a fost cel care a cumpărat pizza și a adus-o acasă la ea. Mariei s-a părut Coco fiind abătut, a mâncat doar o felie de pizza, a băut doar un pahar de suc și din cauza că a reclamat o răceală, Maria i-a dat acestuia două pastile. Coco s-a scuzat că este răcit și a plecat acasă, nu înainte de a-și întreba iubita dacă vine și ea. Apoi Maria întreabă pe iubita dacă o să vină cu ea la aeroport și s-a stabilit ora 2:30 pe 29,
unde Maria trebuia să se ducă să-și aștepte soțul la aeroport, pe Ion. Apoi, în declarație, tot pe data de 28, reiese că Coco a plecat acasă și iubita a rămas să urmărească emisiunea Insula Iubirii. Evenimentele din 29 octombrie, conform declarațiilor, iubita declară că după miezul nopții a plecat la Coco acasă și l-a găsit pe acesta dormind în dormitorul lui, iar la ora 2:40 a plecat cu Maria spre aeroport. Nu a menționat absolut nimic ceea ce a făcut ea în timpul acesta de când a ajuns la Coco acasă până la plecarea la aeroport. Și un comentariu care reiese din această parte a declarației este o întrebare: cum a avut acces în locuință? Sunt două variante: ori a avut cheia sau ușa a fost găsită neîncuiată. Maria menționează ora 2:30, ora la care o așteaptă pe iubita lui Coco să vină la ea acasă, să plece la aeroport, așa cum fusese stabilit. Aceasta nefiind acolo, Maria sună și pe iubita și pe Coco. Niciunul nu răspunde la telefon. Șofează la Coco acasă, vede lumina aprinsă în dormitorul lui, în camera lui. Coco apare la geam, îi face semn că o să coboare. Și mai târziu, iubita își cere scuze Mariei, spunând că a avut telefonul pe silence și supernă și a adormit. De aceea nu a răspuns la telefon. Ce se poate face de aici să se verifice desfășurătoarele telefonelor Mariei, iubitei și cel al lui Coco? Apoi Maria continuă declarația fără a menționa ora la care ajunge la aeroport, că pe parcursul distanței dintre comuna de lângă Ploiești și aeroportul Henric Coandă, iubita lui Coco era pe telefon, mai precis scria mesaje lui Toma, după care cuvântul Toma este tăiat și este menționat la cineva. Și întrebându-o pe iubita dacă Coco a fost deranjat de faptul că aceasta a mers cu ea la aeroport, iubita menționează că de fapt Coco a fost deranjat de faptul că a fost trezit din somn. La fel, anchetatorii sau avocata familiei poate cere verificarea SMS-urilor și mesageria de pe alte pagini de socializare ale iubitei. Ce mai trebuie menționat aici? Faptul că chiar dacă nu intrăm într-o autopsie psihologică, ideația de suicid a unei persoane, o persoană care urmează să comită actul de suicid. După cum vedem, Coco dormea și a fost deranjat de faptul că a fost trezit din somn. O persoană care are ideația de suicid, nu au mai fost cazuri în care întâi și-au făcut somnul și după aceea au comis actul în sine. Dar prima întrebare care o am este faptul dacă iubita nu mergea la el acasă, dacă Coco nu era trezit din somn, urma să mai comită actul de suicid. Și acum să continuăm. Martorul Ion intră în derularea evenimentelor cu ora 4:20, când menționează că era pe aeroportul Henric Coandă, Otopeni. La 4:29 își sună soția să află unde exact a parcat mașina în parcarea aeroportului. În continuarea evenimentelor din 29 octombrie, voi menționa și data, ora la care au fost date declarațiile, ce informații rest din aceste declarații. Deci, inițial, pe 29 octombrie, Ion menționează doar că la ora 5:13 lasă pe iubită acasă la Coco și la scurt timp, deci nu avem nicio oră, primește un telefon de la Maria primește un telefon de la iubită să-i menționeze cearta cu Coco și mesajul pentru mama lui că îi pare foarte rău. La fel, se pot verifica desfășurătoarele telefonelor iubitei și Mariei. În 5 noiembrie, și Ion și Maria menționează de data aceasta o jumătate de oră mai târziu la care o lasă pe iubită la Coco acasă, după cum vedeți, 5:45. Informațiile sunt aproape identice. Ceea ce diferă acum între Ion și Maria este faptul că
Nu doar că o lasă pe iubita acasă la Coco, iubita intră în casă cu un pachet de mâncare. Maria, în plus, menționează că acea pungă de mâncare a fost luată din mașina ei care era parcată la, în fața casei lui Coco și Coco era la geam. Nimeni nu menționează cum a fost accesul în casă. Dacă ușa a fost deschisă, dacă iubita a avut cheie, dacă Coco a așteptat-o și a deschis ușa și așa mai departe. Tot pe 5 noiembrie, Ion și Maria la ora 6 declară că Maria primește telefon de la iubită despre cearta cu animale. Deci, dacă inițial a fost la 5 și 13 și la scurt timp, acum avem ora 6. Maria la fel menționează același lucru, aproape cuvintele folosite identice în frază, dar în plus menționează că ea a acceptat ca iubita să aducă cățelul la ei acasă. De aici devine și mai interesant. La ora 6 și 10 minute, Maria menționează pe 5 noiembrie că iubita a sosit acasă la ei cu cățelul și ce a declarat iubita Mariei, că s-a schimbat de haine după ce a ajuns de la aeroport, s-a băgat în pat lângă el, dar Coco bătea cățelul. La fel, mențiune despre două pisici care, mă rog, au alergat, au ieșit afară, nu au fost găsite, după aceea pisicile zgâriau ușa la intrare, Coco bătea cățelul. Coco a dat-o afară din casă pe iubită și a pus cățelul în mașina ei. Iubita a vrut laptopul, deci să presupunem că acum el a și închis ușa. Și deoarece ea își dorea laptopul, a dat cu piciorul în geamul ușii, ușa era integral din sticlă și atunci a crăpat geamul. Coco îi dă laptopul și în mână avea cablul și a dat mesajul pentru mama că îi pare rău. Deci, o mică contradicție, Coco ori era în pat sau bătea cățelul sau într-un interval atât de scurt, fiind amândoi în pat, a început scandalul de acolo. S-a menționat că acel geam s-a crăpat cât se poate de ușor de la o lovitură a ei cu piciorul. Ce menționează iubita în declarație? Absolut niciun fel de oră la când a fost adusă acasă de la aeroport de Ion și Maria și la ce oră a dat telefon Mariei, la ce oră a ajuns acasă la Maria și Ion, dar o să o citez, a scris, am intrat în domiciliul acestuia, Coco nu dormea. La fel, o întrebare, cum a intrat în domiciliu, avea cheie, nu menționează absolut nimic de laptop, de cablu și de mesaj. Ce spune, a fost un conflict verbal, ca să o citez, din cauza animalelor și scandalul a fost provocat de Coco. El a dorit ca ea să plece împreună cu animalele și ea s-a decis să meargă. Și atunci a mers la casa lui Ion și Maria să găsească o soluție pentru animale. La ora 6:30, pe 29 octombrie, ce declară iubita, de fapt aceasta este cea mai mare parte din așa zisul cuprins al declarației, ce s-a întâmplat la locul faptei. Deci, la 6:30 dimineața ajunge acasă la Coco, după ce a plecat de la Ion și Maria. L-a sunat de câteva ori pe Coco să deschide ușa, el nu a răspuns. A mers la ușa din spate, după cum vedeți aceasta din fotografie, și pe geam l-a văzut că era spânzurat. A încercat, și am subliniat în roșu și veți vedea de ce, să sparg geamul și să-i fac resuscitarea. A sunat-o pe Maria, spunându-i că prietenul meu s-a spânzurat și după care, la foarte puțin timp, apare Ion. Deci nu avem niciun timp, Ion sparge geamul cu un scaun care se afla pe terasă. Comentariile care sunt la acest caz, în primul rând, numai verificarea telefoanelor a ei și a lui Coco, dar așa cum veți vedea pe parcurs, reiese că și-a fost mediatizat și în mass media, ea s-a tăiat la mâini încercând să spargă geamul. Sau când a spart geamul ca să intre în casă. Deci, când ea a scris cuvântul încercat, înseamnă că nu a reușit să-l spargă. Să ne amintim că totuși geamul a fost crăpat
ce a spus ei Mariei când a dat cu piciorul în geam, deoarece își voia laptopul. Nu reiese absolut nimic că s-a tăiat la mâini și unde. A sunat-o pe Maria, spunând că prietenul s-a spânzurat, dar nu a sunat la 112. Încercarea de a intra în casă, să îi faci resuscitare, să-i dai primul ajutor, înseamnă salvare. Când te referi la salvare, întâi suni la 112 și după aceea suni prieteni. Neconcordanțele martorului Ion, după cum vedeți, 29 și 5 noiembrie, declarațiile din acele date. Deci, pe 29 octombrie menționa că la ora 6 dimineața Maria a primit telefonul de la iubită care i-a spus: Costică, cred că s-a spânzurat. El a fugit la Coco acasă. Iubita era la ușa din spate și încerca să intre pe geamul ușii care era spart. L-a văzut pe Coco spânzurat în hol, a luat scaunul de pe terasă, sparge geamul, intră amândoi în locuință. Diferența de ore nu este numai între ceea ce a declarat el pe 29 octombrie și 5 noiembrie, dar există o diferență de timp între ceea ce a declarat iubita și ce a declarat Ion pe 29 octombrie. Deci să ne amintim că pe 29 octombrie iubita a scris că la ora 6:30 a fost la s-a dus acasă la Coco. Ion spune că la ora 6 deja a primit telefonul. Pe 5 noiembrie Ion are un alt timp, o diferență de 40 de minute acum între ceea ce a declarat prima dată, deci la 6:40, și la care scrie că iubita a sosit acasă la ei la ora aceea cu cățelușa. Iubita le-a spus că s-a băgat în pat și a tăiat aceste expresii, exact cum apare și în declarația Mariei, dar a văzut pe Toma Constantin bătându-l pe cățel. Iubita l-a spus că Toma Constantin a devenit violent verbal, a aruncat câinele în mașină, îi spune iubitei să plece, deci exact ceea ce a declarat și Maria. Și ea a crăpat geamul ușii atunci când a cerut laptopul și l-a văzut pe Coco cu cablul în mână și mesajul pentru mamă lui că îi pare rău. Deci acum avem diferență de timp, 40 de minute între declarații, când primește telefon și când iubita ajunge la ei acasă. Deci inițial iubita la 6:30 este la Coco acasă, la ora 6 Ion primește telefon de la Coco, s-a spânzurat, apoi la 6:40 iubita ajunge la ei acasă. Dar aici a menționat geamul a fost crăpat, nici de acum spart. Ion continuă pe 5 noiembrie, deci nu avem un timp. Iubita a plecat cu mașină, deci după ce a ajuns la 6:40 dimineața la ei acasă, după un timp, iubita pleacă cu mașina ei acasă la Coco să vadă dacă s-a liniștit sau nu. Aici un comentariu: poliția nu a consemnat dacă în interiorul curții sau în fața casei era mașina iubitei. Apoi, după ce a plecat, la 5 minute după ce a plecat cu mașina, iubita o sună pe Maria, Costel s-a spânzurat, el aleargă la Coco acasă și de data aceasta avem o iubită cu mâinile însângerate care spărgea geamul ușii. Deci, acum apare însângerarea pe mâinile iubitei, nu mai avem geam crăpat, avem geam spart parțial, la fel el ia scaunul și de pe terasă și sparge geamul întregime și intră amândoi în locuință. Fotografiile făcute la cercetarea la fața locului. În partea stângă avem ușa cu geamul spart integral. După cum vedeți, a fost termopan, ramă metalică. Și în partea dreaptă, și aici este foarte interesant, avem ușa și interiorul holului. Ce am subliniat, ce am marcat cu mov, sunt bucățile de geam.
iar cu roșu rama ușii de jos. Ce nu s-a făcut la fața locului? Nu s-a fotografiat ușa în exterior, dacă existau niște cioburi, mai ales că chiar și atunci când spargi un geam cu un scaun, chiar dacă majoritatea cioburilor se duc în direcția în care este lovit geamul, totuși sunt niște cioburi care cad și pe exterior cât de cât. După cum vedem în fotografie, aceste cioburi parcă au fost măturate atunci când au venit cei de la poliție. Nu s-a determinat dacă unul din cioburi a avut o pată de sânge, deoarece, așa cum s-a menționat în declarații, iubita s-a tăiat la mâini, sângera. Chiar mai târziu, Ionu se declară că era tăiată la ambele mâini. La fel, pe jos, nu s-a descoperit, și aici nu este vina anchetatorilor, dar puteau să le ia declarații mult mai detaliate dacă sângera și de la mâini, când te tai, sângerezi foarte mult, unde sunt picăturile de sânge atunci când intri în casă sau unde erau picăturile de sânge chiar pe scări, pentru că, așa cum o să vedem mai târziu, din declarația lui Ion, iubita se duce să caute un cuțit și în bucătărie și în baie și găsește în altă parte. Deci, cu sângerarea de la mâini trebuiau să existe picături de sânge pe traseul pe care l-a avut. Așa ceva nu reiese de la dosar, dar nici anchetatorii nu au determinat cum de aceste cioburi au fost măturate, date într-o parte în momentul în care au sosit și au sosit destul de repede la fața locului. Este necesar să fac următoarea mențiune. După cum ați văzut, timpii la care martorii declară că au fost unul la casa altuia sau s-au dat telefoane și așa mai departe, diferă chiar de la martor la același martor în declarații diferite, mai ales Ion și Maria, și acesta diferă de declarația dată de iubită. Verificarea telefoanelor, desfășurătoarelor telefoanelor martorilor și celui al lui Coco, este importantă nu numai pentru verificarea declarațiilor martorilor, dar cu acești timpi din desfășurătoarele telefoanelor se poate determina intervalul de timp în care a decedat Coco, pentru că se știe la ce oră s-a sunat la 112 și ce urmează să arate în partea a doua. Coco avea pe spate lividitate și, după cum s-a declarat, el a fost spânzurat și a fost o spânzurare cu suspensie totală, deci nu a avut niciun punct de sprijin al corpului, deci nu avea cum să aibă lividitate pe spate. Determinând aceasta, ne ajută foarte mult să determinăm dacă într-adevăr a fost omor sau suicid. Deci, dacă pe 29 octombrie martorul Ion declara că iubita era tăiată la mâini și sângera și că i-a făcut resuscitarea lui Coco până la sosirea organelor de poliție, un spoiler alert, acum pe 5 noiembrie declara că sângera foarte mult la ambele mâini și nu numai că i-a făcut resuscitarea, dar i-a făcut și respirație gură la gură. Nu o să arăt fața lui Coco, dar ce arăt în această imagine este o parte din pieptul lui Coco. Ceea ce este negru este un design de pe tricou, doar marginea tricoului este roșie, după cum vedeți am încercuit-o în roșu. Acela sunt urme brun roșcate, sunt pete de sânge. Medicul legist a considerat că îmbrăcămintea lui Coco nu prezintă nicio importanță pentru investigație și a ars hainele și cu toate că a încălcat procedura care există la o astfel de cercetare, că aceste haine se înlătură în prezența unui criminalist care trebuie să le examineze pentru urme latente și alte urme,
Aplaud inițiativa avocatei familiei care a depus o plângere penală împotriva legistului, a distrus de fapt niște urme. Revenind la această fotografie, dacă iubita a avut sânge pe mâini și a făcut resuscitare, după cum vedeți, pe pieptul lui nu există nicio urmă de sânge, există doar pe tricou. În același timp, și nu o să arăt fața lui Coco, dacă ea a făcut resuscitare gură la gură, la fel se atinge capul persoanei, se dă capul pe spate și așa mai departe procedura, dar nici pe față Coco nu avea nicio urmă de sânge. La fel cum nu avea nicio altă urmă de sânge pe altă parte a corpului, și să ne reamintim ce a declarat iubita, că împreună cu Ion l-au așezat, după tăierea cablului, l-au așezat pe Ion pe pardoseala holului. Deci, indiferent cum l-a ținut, indiferent din ce parte a corpului, dacă iubita care sângera și avea sânge pe mâini a ajutat la depunerea lui Coco pe podea, înseamnă că în altă parte a corpului, unde ea l-a atins, Coco trebuia să aibă sânge și așa ceva nu există. Declarația Mariei din 5 noiembrie, foarte pe scurt. La ora 6, iubita o sună să-i spună de scandal. La ora 6 și 10, iubita ajunge la ea acasă cu cățelul, deci, după cum vedeți, ore diferite. Iubita îi descrie cearta, cablul din mâinile lui Coco, mesajul pentru mama și așa mai departe. Fără să menționeze o oră, Maria scrie că iubita a plecat acasă la Coco să-l verifice, după care, după 5 minute, sună de la 5 minute de la plecare, o sună pe Maria, urlând, îi spune la telefon că Toma Constantin s-a spânzurat. Atunci totul pleacă pe jos, Maria urmează cu mașina. În curte, Maria urlă de frică și sună la 112. La fel declară că și ea a spart geamul de a intrat în casă. Nu știu de câte ori a fost spart geamul acela. Îl aude pe Ion că este posibil ca Coco să nu trăiască. Apoi, deoarece a sunat la 112, ea s-a dus în fața complexului, a așteptat poliția, i-a condus până la ușa spartă, nu a mai intrat în casă. Pe timpul cât s-a făcut cercetarea la fața locului, aceasta a spus că a sunat niște prieteni, în primul rând pe prietena ex care a fost o zi înainte la ea în vizită și de asemenea a sunat pe mesageria Facebook și a trimis mesaje mamei și surorii Elena a lui Coco. Ce vreau să menționez că, pe lângă faptul că geamul a fost spart iarăși, chiar dacă ea a intrat în casă cât de cât și și-a auzit soțul că Coco nu o să trăiască, nu a dat nicio descriere cum erau martorii Ion, soțul și iubita, dacă Coco era coborât sau nu pe pardoseală. Am verificat cu sora Elena și mama lui Coco dacă au primit aceste mesaje și la ce oră le-au primit. Sora mi-a spus că nu a primit, deoarece cu ceva timp în urmă o blocase pe Maria, iar mama a primit mesajul la 9 și 11 minute pe 29 octombrie. O parte din declarația martorului Ion din 5 noiembrie și voi menționa doar un singur paragraf care ne interesează deocamdată. Începe cu felul cum l-a văzut pe geam, pe Coco, în special a văzut jumătatea din partea inferioară a corpului atârnând deasupra barului. Voi arăta imagini. La fel a menționat Coco, părea că nu mișcă. Și acum citez exact din declarația martorului. M-am dus direct la el, urcându-mă cu un picior pe bar și cu altul pe treptele de la scară, luându-l în brațe și încercând să-l ridic pentru a-i scoate capul de la gât. Respectiv cu mâna stângă îl țineam pe umărul stâng, iar cu mâna dreaptă încercam să-i lărgesc cablul din jurul gâtului. Întrucât acesta era foarte greu, am încercat să-i susțin corpul cât mai sus, cerându-i ajutor iubitei să-mi aducă un cuțit să tai cablul. Deocamdată, ce ne interesează
Este ceea ce am scris eu în roșu, cu un picior pe bar și cu altul pe treptele de la scară și faptul că l-a luat în brațe și că a încercat să-i susțină corpul. Așa arată barul din spate, ca să spun așa, când se intră pe holul de la intrare și în stânga barului, după cum vedeți, sunt scările care urcă la etaj. Deci, conform declarației lui, a lui Om și cum a fost corpul lui Coco, ce a văzut doar o jumătate, să zic, din partea inferioară a corpului lui Ion. Am încercat să desenez cât de cât corpul, așa cum reiese din declarație. Aceasta este o fotografie din laterala barului, ce am acoperit, ca să spun așa, cu un roz portocaliu, roz peach. Este cadavrul lui Coco. Ce ne interesează acum este cum pare barul din lateral și vedeți că în fotografia judiciară mai este un pătrat indicat cu săgeată care indică urmele de sânge de la întrerupătorul de acolo. Aceasta este o imagine mult mai aproape a spatelui barului, care, după cum vedeți, are un colț exact în colțul în care începe balustrada scării. Ce este de reținut aici? Și vreau să menționez că nu acuz pe absolut nimeni, dar încerc să fac o reconstituire la fața locului, așa cum reiese din declarațiile martorilor. Deci, martorul ne spune că a avut un picior pe scară și unul pe bar. Deci, dacă este să desenez în roșu, unul din picioare a fost, indiferent care treaptă, aceasta e puțin mai sus, și unul dintre picioare l-a avut pe bar. Deci, piciorul drept, bănuiesc, după cum a descris, este pe bar. După cum vedeți în fotografie, avem o statuietă. În fotografia în care a fost barul privit din lateral, se văd că undeva aici sunt și niște pahare. Acest bar, am rugat chiar familia să menționeze din ceea ce este făcut și la fel să-l filmeze și pot să fac public acest film făcut de familie, este dintr-un placaj. Deci, dacă cineva a avut un picior aici și un picior aici, sau indiferent că a fost pe treapta aceasta și a avut un alt picior aici, nu a dărâmat statuia, cu atât mai mult paharele, și ținând cont de greutatea care a avut-o Coco, peste 90 de kilograme, și acum avem și greutatea martorului, înseamnă că acest placaj a susținut ambele greutăți, cel puțin greutatea lui Coco și o parte din greutatea martorului. Aici există primul mare semn de întrebare care l-am la caz, felul cum martorul a putut să fie cu un picior pe acest bar de placaj, fără să-l îndoaie, fără să-l rupă, și dacă poliția a făcut fotografii deasupra barului să vadă dacă există o urmă de talpă. Repet iarăși, nu vreau să insinuez absolut nimic, dar vreau să verific declarațiile martorilor și să fac o așa zisă reconstituire la ceea ce au declarat. Aceasta este o fotografie a martorului Ion lângă Coco. Știm că Coco avea o înălțime de 1,93 m, deci cât de cât putem estima înălțimea martorului ca fiind între 1,80 m, 1,90 m. Greutatea lui Coco era de 90 și peste 90 de kilograme. A martorului pare a fi un om cât se poate de normal, de bine făcut pentru înălțimea care o are, deci putem estima că are cel puțin între 70-80 de kilograme.
Ceea ce a spus martorul, că ținea un picior pe scară și unul pe bar și în același timp l-a susținut și l-a ridicat și pe Coco. Pentru mine, greutatea lui și a lui Coco adunate pe suportul de bar de placaj îmi ridică un semn de întrebare. Închei această primă parte și în partea a doua urmează să dezvălui mai multe semne de întrebare, urme de la fața locului și implicit niște erori de la CFL.